și să vii să fie Domnul. Cuvântul Domnului pentru seara aceasta de mare har și de aleasă binecuvântare, Galateni, capitolul al treilea, versetele cu numărul 13 și 14. Și după ce vom citi cuvântul Domnului, prin preiubitul nostru frate Vasile Tămășan, chemăm în rugăciune numele Domnului peste noi și peste lucrarea care ne stă înainte. Galateni, capitolul al treilea, versetele cu numărul 13 și 14, unde cuvântul Domnului spune așa: Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat e oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa că prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Amin. Ne plecăm capetele și fratele Vasile se roagă Domnului. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Amin. Noi de obicei avem o memorie foarte bună când este vorba despre răul care ni se face și avem o amnezie foarte bună când este vorba despre binele care ni se face. Și ar trebui în seara aceasta să ne pocăim și să-i spunem Domnului: Doamne, dă-ne o memorie bună cu privire la tot binele care ni se face și dă-ne o amnezie bună cu privire la răul care ni s-a făcut, ni se face și ni se va face și de aici mai departe. Au trecut mai bine de 3 luni de când am revenit în America prin harul Domnului. Și după bunul nostru obicei sau după buna noastră tradiție, în prima duminică suntem aici împreună la închinare și la bucuriile sfinte și în ultima duminică înainte să mă întorc în România, suntem iarăși împreună în locul binecuvântat al închinării, Biserica Betelul, locul acest. Și pentru asta îi sunt din calea afară de recunoscător și Domnului, și fraților, nu doar fratelui Valentin, fratelui Petrică, ci tuturor deopotrivă, fraților și surorilor, și copiilor și tinerilor și celor maturi deopotrivă. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. M-am bucurat din cale afară de mult să-l văd iarăși pe fratele preiubit Viorel. Doream mult și unul și celălalt să aducă Dumnezeu ziua și să fim iarăși împreună și în casa Domnului și la picioarele Domnului și în slujba Domnului. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel, singurul care face minuni, și acum și în vecii vecilor. Amin. Toată lucrarea de pregătire pe care a făcut-o Dumnezeu de la Avraam până la Domnul Iisus și toată lucrarea de împăcare pe care a făcut-o Dumnezeu prin moartea și învierea Domnului Iisus a avut drept scop ca noi să primim Duhul făgăduit, care înseamnă Duh de viață nouă, care înseamnă Duhul Sfânt, Duhul Domnului, Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt și numai Duhul Sfânt ne-l mărturisește și ne-l descrie în chip minunat pe Domnul Iisus, mai apoi ne atrage la El și în ultimul rând ne pregătește și ne conduce la Domnul Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Nu este suficientă cunoștința despre Duhul Sfânt. Este foarte important să-L cunoaștem în mod personal, în mod nemijlocit. Și mai mult decât atât, este foarte important ca Duhul Sfânt să locuiască într-adevăr în inimile noastre. V-am mai spus și aici și în alte locuri, dacă eu aș spune: voi nu mai sunteți pământești și duhovnicești, aș minți. Pentru că întreg cuvântul Domnului spune voi, adică noi, nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Și iarăși cuvântul Domnului care spune în chip lămurit și deslușit, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Nu Duhul lumii și nu firea pământească. Călătoresc și eu de 10 de ani
În România și în afara României, biserici de un fel și biserici de un alt fel, la sat, la oraș. Și am luat tot mai mult seama, de la an la an, la faptul că avem în adunările noastre mulți oameni și tineri și maturi și slujitori chiar, care cred în Duhul Sfânt, citesc despre Duhul Sfânt, predică despre Duhul Sfânt, dar nu-L cunosc. Duhul Sfânt este pentru dânsii un Dumnezeu necunoscut. Duhul Sfânt să locuiască într-adevăr în inimile noastre și noi să-I dăm cinstea care îi se cuvine. Dacă a fost cu luarea minte, s-a citit iarăși din cuvântul Domnului și ni s-a spus să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt și mai mult decât atât să nu-L stingem. Duhul Sfânt, Duhul Făgăduit, Duhul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu în noi, Duh de viață nouă, care este cuvântul cheie pentru a primi Duhul Sfânt. Spune în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 14, Harul Domnului Iisus, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, zice, cu toți. Numai prin Duhul Sfânt putem avea o relație binecuvântată, adică părtășie cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul și unii cu ceilalți. La cincizecime, Duhul Sfânt a venit peste ucenici, a intrat în ucenici, a lucrat în ucenici, a lucrat cu ucenicii și prin ucenici. Și de aici mai departe, ucenicii au umblat în Duhul și au trăit prin Duhul. M-am gândit de multe ori în inima mea. Cerul acționează numai în măsura în care pământul răspunde. Cerul și pământul sunt împreună. Niciodată Dumnezeu nu va binecuvânta apatia, anemia sau indiferența. Și noi avem astăzi în biserici nu doar această stare teribilă care se numește nepăsarea sau apatia, că avem ceva mai periculos decât indiferența sau nepăsarea, indiferența la indiferență. Cerul acționează numai în măsura în care pământul răspunde. Înainte să se înalțe la cer din mijlocul ucenicilor, Domnul Iisus, nu doar că a suflat peste ei, luați Duh Sfânt, și în acele câteva zile minunate până la cincizecime, prin Duhul Sfânt, s-a făcut o unitate sfântă și între ucenici. Erau de diferite vârste, de diferite structuri, să zic așa, de caracter sau de personalitate, oameni cu experiențe diferite de viață. Dar a răspuns în chip admirabil la o întrebare foarte importantă. În vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Asta este perspectiva umană și nu este greșit să fim cu sentimente frumoase, naționaliste sau patriotice. Nu este greșit. Dumnezeu are însă întotdeauna o gândire cuprinzătoare și o gândire pe termen lung. Și le spune ucenicilor de atunci și ne spune și nouă, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi, nu după multe zile veți primi o putere și îmi veți fi martori și la Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria, unde nu vrei pentru nimic în lume să ajungi și neapărat până la marginile pământului. Și nu le-a spus după câte zile vor primi această putere minunată. Și în aceste câteva zile până la cincizecime, ucenicii au răspuns, crezând din toată inima cuvântul Domnului, și în ziua cincizecimii se face o singură precizare în Fapte 2, versetul cu numărul 1, erau toți împreună în același loc. Adică în armonie, în ascultare, în unitate, în locul pe care Domnul l-a hotărât pentru dânsii, la picioarele Domnului, înaintea tronului Lui de măreție, de slavă, de îndurare și de har, și în inima Domnului.
și a venit Duhul Sfânt din cer, locul acela s-a umplut de Duh Sfânt, s-a umplut de Dumnezeu și tot s-a umplut de Duh Sfânt. În ziua cincizecimii s-a născut de sus din Dumnezeu biserica și tot în ziua cincizecimii Dumnezeu a zidit temple pentru El, prin Duhul Sfânt și pentru Duhul Sfânt. Cerul acționează numai în măsura în care pământul răspunde. Trebuie jertfă și trebuie dăruire și când noi ne dăruim Domnului în totul, totului tot, vine foc din cer. Focul care misuie jertfă. Jertfa care are în vedere mai întâi slava lui Dumnezeu și neapărat binele semenilor, adică mântuirea lumii pierdute. Dumnezeul nostru este Dumnezeul lui Ilie, un Dumnezeu care răspunde prin foc minunat. Mi-i sună dat atunci când aducem cu inimă binecuvântată jertfă pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele, pentru mântuirea semenilor noștri. Duhul lui Dumnezeu este în legătură cu dragostea lui Dumnezeu. Și când noi intrăm în atingere cu Duhul lui Dumnezeu, intrăm în atingere cu dragostea lui Dumnezeu și de aici mai departe, orice ce facem este influențat de această dragoste jertfitoare, iertătoare și luptătoare, dragostea cu chip dumnezeiesc. Este un foc care vine din cer pe pământ și este un foc care pleacă de pe pământ la cer. Când a venit Duhul Sfânt la cincizecime, focul acesta divin mai întâi a ars zgura din inima ucenicilor și după aceea a lăsat în inima ucenicilor un foc divin, adică o dragoste necondiționată pentru Dumnezeu și pentru oameni. Este un foc care vine din cer pe pământ și este un foc care lasă în inima noastră un foc care pleacă la cer. Și anume, focul rugăciunilor fierbinți, focul cântărilor cântate din toată inima, focul dragostei pentru Domnul, pentru cer, pentru cuvântul Domnului, pentru legătura, pentru părtășia, dragostea frățească, postul, milosenia și vestirea Evangheliei. Duhul Sfânt este stabil în caracter, dar ca persoană sau personalitate se manifestă în multe feluri. Am fost foarte plăcut impresionat dimineața, după ce s-a terminat slujba, o soră din adunarea respectivă mă întreabă cum se face că pentru Domnul Iisus, când a venit Duhul Sfânt, Biblia spune că s-a arătat în chip material, fizic, ca un porumbel, iar la cincizecime Duhul Sfânt a venit peste ucenici ca un foc. E o și întrebare frumoasă. Duhul Sfânt ca persoană sau personalitate se manifestă în mod diferit, de aceea Biblia îl mărturisește odată ca fiind foc, odată apă sau râu de apă, odată porumbel, odată vânt, odată un de lemn, odată sigiliu și așa mai departe. În Isaia, în capitolul 11, versetul cu numărul 2, ni se spune ce înseamnă Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Domnului sau Duhul Făgăduit. Duhul care a fost peste Domnul Iisus și a fost peste ucenici, peste părinții noștri și este și peste noi. Ucenicii și-au deschis inima și Duhul Sfânt a intrat în dânsi. Și noi suntem chemați să ne deschidem inimile ca Duhul Sfânt să nu fie doar în adunare, să nu se miște pe deasupra apelor, ci să intre în noi și să lucreze în noi, să lucreze cu noi și după aceea să lucreze prin noi, trăind în noi. Și spune care este Duhul Domnului care se va odihni peste Domnul Iisus. Și sunt trei perechi minunate, Duh, de înțelepciune și de pricepere, care înseamnă înțelepciunea practică, Duh de sfat și de tărie, care înseamnă autoritate, și Duh de cunoștință și frică de Domnul, care înseamnă o înaltă și o adâncă cinstire sau prețuire
frica de Domnul care va fi plăcerea lui. Dar înainte de asta ni se spune în ultimele două versete din Isaia, capitolul al 10-lea, cum Dumnezeu prin Duhul Sfânt taie crăcile și tot ce este de tăiat și pe cei mari îi coboară, El cel atotputernic, și versetul 1 spune că dintr-un vlăstar, după aceea va ieși o viață nouă. Este Duhul Sfânt care taie și aluncă din noi tot ce este de tăiat și tot ce este de aruncat, tot ceea ce s-a adăugat. După ce Dumnezeu ne-a creat, după chipul și asemănarea Lui, datorită păcatului care s-a insinuat în experiența umană, tot ce nu vine de la Dumnezeu și tot ce nu este plăcut Domnului se taie, se curăță și după aceea din același lăsar vine o viață nouă. Accentul nu se pune pe semne și minuni. Măcar că tot ceea ce a făcut Domnul Iisus când a fost pe pământ a fost minunat și supranatural. Accentul se pune pe cunoștință. Unde este putere fără cunoștință, este din care afară de periculos, ca și când un copil de 5 ani primește un pistol și trage în toate părțile. Dar și unde este cunoștință fără putere, iarăși nu este bine. Trebuie să fie cunoștință și putere, putere și cunoștință, cunoștință și putere și iarăși putere și cunoștință, și în felul acesta se împlinește Scriptura care zice despre ungerea pe care noi o avem. Și când avem această ungere care înseamnă cunoștință și putere, putere și cunoștință, nu avem trebuință să ne mai învețe nimeni, nici cu privire la una, nici cu privire la alta, ci prin învățăturile minunate pe care le primim prin harul Domnului, din cuvântul Domnului, doar se confirmă ceea ce prin ungerea aceasta divină avem în inima noastră și identificăm în felul acesta încă mai clar adevărul pe care Duhul Sfânt, prin slujitorii Domnului, îl vestesc într-o modalitate sau alta, într-un loc sau într-altul. Cerul acționează numai în măsura în care pământul răspunde. V-am mai spus cum Domnul Iisus zice despre doar două categorii de slujitori care sunt în împărăția cerurilor și noi nu putem fi decât în una din aceste două categorii. Fie rob bun și credincios, fie rob viclean și leneș. Și despre robul viclean și neleș zice, luați-l și aruncați-l în întunericul de afară unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. În cea din tâi epistolă pe care Duhul Sfânt i-o scrie lui Timotei prin Apostolul Pavel, zice, nu fi nepăsător față de darul care este în tine. Și în cea de-a doua epistolă zice, înflăcărează darul care este în tine. Dar înainte de asta zice, căci mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută. Credința neprefăcută este condiție ca darul care este în noi să se înflăcăreze. Și condiție neprefăcută înseamnă, credința neprefăcută înseamnă fără interese pământești și lumești firești, fără politici lumești sau bisericești, fără mândrie, fără vorbire de rău, sectarism, prejudecăți sau altele de felul acesta. Unde este Duhul Domnului? Și unde este Duhul Domnului și numai Duhul Domnului este libertate. Noi am vrea să mâncăm merele cele mai bune fără să sădim un pom și așa ceva nu se poate. Și noi am vrea mereu și mereu să se cerăm rod bogat fără să semănăm și nici asta nu se poate. Duhul Sfânt să locuiască într-adevăr în noi și Duhul Sfânt să ne călăuzească El, Mângâietorul și Duhul Adevărului, în tot adevărul, pas cu pas. Și în secolul 21, era digitală cu toate încurcăturile, în călătoria minunată, drumul spre Ierusalimul de sus, drumul prin pustia vieții. Spune în Galateni, în capitolul al 5-lea, versetul 1-25, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Ce înseamnă să trăim prin Duhul și ce înseamnă să umblăm prin Duhul? Dacă noi trăim prin Duhul, nu facem faptele firii pământești. Iar dacă nu trăim prin Duhul, facem faptele firii pământești. Și Biblia ne avertizează și zice, dacă trăiți prin faptele firii pământești, veți muri.
Poți să stai la biserică 100 de ani și să faci și toate slujbele la rând, una e una și alta e alta, dar dacă prin Duhul face să moară faptele, Filip, pământești, vezi trăi. Molurile sunt templele secolului 21. Ai treabă, ne-ai treabă, hop-sop la templu. Și merg oameni milioane și milioane mereu și mereu să se închine la mol, templul secolului 21. Și satana cu iscusință nemaipomenită așează în moluri ce vrei și ce nu vrei. Și treci pe lângă o vitrină și lucrurile care sunt bine așezate în vitrină strigă, cumpără-mă, cumpără-mă, cumpără-mă. Dacă nu trăiești în Duhul și trăiești prin faptele firii pământești, cumperi și cumperi și cumperi și tu nu te-ai mai saturi și tu nu mai oprești din cumpărat, că-ți trebuie, că nu-ți trebuie, neapărat să te arăți și neapărat să te grozăvești. Dar dacă trăiești prin Duhul, nu faci faptele firii pământești și zici, nu te cumpăr, nu te cumpăr. Economisești banii, îi aduci la biserică să fie pentru Evanghelie și pentru săraci. Foarte bine se pricepe el, satana să așeze duminica, după amiază și dimineață. Fel și fel de filme și fel și fel de evenimente sportive sau de altă natură, la nebunesc la televiziune și cu toți nebuni. Dacă trăiești prin Duhul, nu faci faptele firii pământești. Și când satana zice, stai acasă că ai fost destul la biserică, mai odihnește-te că uite este nu știu ce finală, la Wimbledon sau la Roland Garros sau nu știu ce, Cupa Campionilor sau Campionat Mondial, îi zici, taci fără gură și vii la adunare să te închin Domnului și să te întărești în felul acesta și în omul dinăuntru și neapărat și în omul din afară. Ce înseamnă să mai umblăm călăuziți de Duhul? Să-L cinsim, să-L prețuim și să ascultăm mereu și mereu șapta Duhului, Duhul făgăduit. Și sunt în capitolul al doilea, Apostolul Petru, în predica minunată rostită prin Duhul Sfânt, zice despre Domnul Iisus, și acum ce odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului, a turnat ce vedeți și ce auziți. Apostolul Petru nu a fost predicator de profesie, dar de la cinzecime începând el și împreună cu el toți ceilalți și frați și surori, plin de Duhul Sfânt, Duhul acesta care înseamnă Duh de înțelepciune și de pricepere, de sfat și de tărie, de cunoștință și frică de Domnul, au devenit instrumente binecuvântate în mâna lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu și-a făcut numele de slav, începând de la Ierusalim și până la marginile pământului. Duhul făgăduit, Duhul Sfânt, Duh de viață nouă, Duhul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să ascultăm de Duhul lui Dumnezeu? Să-l iau exemplu pe iubitul frate Petric. Iese la plimbare cu soția dumnealui. Cum ar trebui să facem toți în fiecare seară, măcar jumătate de ceas să ne plimbăm. Cât mai energic posibil, că ajută foarte mult. Nu l-am pomenit pe fratele Valentin, că dumnealui se mișcă mai greu acum. Și fratele Petrică merge într-o rid mai vioi și la un moment dat se întoarce și spune soției, hai mai repede, draga mea, că am ceva important să spun. Și soția îi zice, dacă vrei să-mi spui ceva important, vino aici lângă mine, potrivește-ți pasul cu pasul meu și am să ascult tot ce ai important să-mi spui. Duhul lui Dumnezeu lucrează numai după condițiile lui Dumnezeu și nu după condițiile noastre. Asta înseamnă să umblăm călăuziți de Duhul, să trăim prin Duhul. Ba chiar și în chestiunile acestea pământești, Dumnezeu vrea să-și facă în chip minunat mereu numele de slavă. Îmi spune un frate, când m-am dus să-mi cumpăr pentru prima oară automobil, mașină, eu zice, nu mă pricep la mașini. Dar m-am rugat Domnului, Doamne, să mă călăuzești și să-mi arăți care este mașina pe care Tu ai hotărât-o pentru mine când o să merg să cumpăr mașină. Și a ajuns la prăvălie și acolo proprietarul i-a arătat mai multe mașini
Și la un moment dat el zice, uite, mașina să o cumpăr. Foarte bine, zice, uite, ia cheia și du-te să faci o probă cu mașina, să nu erau mașini vechi, erau mașini la mâna a doua. Și fratele zice, nu trebuie să fac nicio probă, îți dau un avans și vin mâine să cumpăr mașina. Acum mă grăbesc să nu întârzi la biserică. Era peste săptămână. Și omul acela, dar cum de nu face nicio probă? Păi zice, Duhul Domnului mi-a spus, pe aia pe care ți-o arăt eu, pe aia să o cumpi. Și pe aia cumpărat-o și dumnealui spunea, nu cred să fi fost pe întreg pământul pentru mine și familia mea altă mașină mai bună decât mașina aceea. Duhul făgăduit, Duhul lui Dumnezeu. Când îmi spune mie cineva într-o familie, sau găsesc pe câte unul care are viața cu de toate relele și neajunsurile, zice, o fi vreun blestem care s-a aruncat peste străbunicul meu, peste bunicul meu și peste tatăl meu și uite că a venit și peste mine. Nu este așa. Câtă vreme noi rămânem în ascultare de cuvântul Domnului, suntem sub protecția Domnului, sub protecția Duhului Domnului și, cum s-a spus mai devreme, și sub protecția sângelui Domnului. Suntem în adevăr și mâna Domnului este peste noi. Când ieșim din cuvântul Domnului, ieșim de sub protecția Domnului și atunci cel rău se năpustește asupra noastră și ne face necazuri foarte mari. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Pentru că este scris, binecuvântat e cine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea visită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Iisus. Mântuire prin credință în Iisus, din Iisus, prin Iisus și pentru Iisus. Așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Duhul Sfânt nu admite granițe, nu admite limitări și El nu lucrează după condițiile noastre, ci nu numai după condițiile Lui. Vă mai spun și asta? Doi mei veni vreodată, nu știu. Nu știu dacă ne vom mai vedea vreodată fesele marți. Urmează să călătoresc iarăși în Sfânt România. În martie, în 17, avem iarăși adunare la Ateneul Român, de această dată se intitulează Hristos Mântuirea Noastră și trebuie să fiu cât mai curând prezent la fața locului ca să lucrăm în mod nemijlocit și mai mult și mai intens la această foarte însemnată cărnesă înainte. Dar de-i mai veni vreodată să-mi aduceți aminte? Să ne oprim și asupra capitolului minunat din Cartea Faptele Apostolilor, călătoria Apostolului Pavel înspre Roma, nu într-o vază sau de croazieră în confort și în siguranță, ci pe o corabie care a eșuat cu lansuri la mâini și la picioare. Și el nu era nici navigator și nici meteorolog de profesie, dar pentru că Duhul Sfânt era în el și el umbla prin Duhul, Duhul Sfânt i-a arătat. Călătoria oamenilor nu se va face fără greutăți mari și fără pagubă mari. Oamenii n-au crezut în el întemnițatul, ci s-au încrezut în specialiști și a venit după aceea ce a venit. Și acum în capitolul al 10-lea pe care vă recomand să-l citiți, cum nu l-ați mai citit niciodată, un dar de frumusețe și de importanță excepțională în Cartea Faptele Apostolilor, sutașul Corneliu și fratele nostru Petru. Când Dumnezeu vrea să facă schimbări importante cu noi, noi, pentru că suntem neapărat cineva sau ceva, opunem rezistență. Taie și mănâncă, niciodată n-a intrat în gura mea ceva necurat, ceva spurcat. Nu numi necurat, ceea ce Domnul am curățit. Și acum s-a lăsat încet, încet înduplicat și ca orice ce iudeu care se respectă, a mai luat alți iudei împreună cu el și a în casa lui Corneliu. Ei n-aveau voie să se atingă de neamuri, dar s-a atins Duhul Sfânt de neamuri. Și Corneliu îi spune un cuvânt cu așa o înțelepciune, cu așa o gingășie și autoritate. Am trimis îndată după tine și bine ai făcut că ai venit. Bine ai făcut că ai ascultat de Duhul lui Dumnezeu și ai ieșit din granițe, ai ieșit din limitări. Și adaugă, acum toți suntem aici ca să ne spui tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Nu ne spune din ale tale, că nu ne interesează. N-avem vreme de pierdut. Spune-ne doar tot ce ți-a dat Dumnezeu să ne spui. Și fratele nostru minunat, Petru, în câteva cuvinte, a dat mărturia cea mai minunată cu privire la Iisus, că numai Evanghelia despre Iisus mântuiește. Și în câteva minute
a rostit o predică pe care nu putea rosti ca om niciodată, nici el și nici cel mai înțelept om de pe pământ, o predică în care a dat mărturie despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. În câteva minute, Duh de înțelepciune și de precepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și frică de Domn. Și o precizare sublimă, zice, pe când rosea Petru cuvintele acestea, a venit focul din cer. Dacă spune altceva, nu venea Duhul Domnului. Pe când rosea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt și a misuit în chipul cel mai minunat cu putință jertfa binecuvântată care îl proslăvea pe Dumnezeu și care avea în vedere mântuirea neamurilor, binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Iisus. Și acum supărare mare la Ierusalim, cum și noi de multe ori, vai, 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 ce mai sărim până în tavan, când se întâmplă ceva, nu după cum știm noi, vrem noi, credem noi, de câte ori Dumnezeu vrea să facă niște lucrări noi și schimbări frumoase. Și apostolul Petru dă mărturie într-o aleasă înțelepciune și umilință cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Doar a relatat faptele fără să adauge niciun cuvânt și fără să scoată vreun cuvânt. Și este un cuvânt care te vindecă de toate sensibilitățile, te vindecă de toate prejudecățile și te vindecă și de urăciunea sectarismului. Zice, când au auzit ei aceste cuvinte, s-au potolit. Ce cuvânt frumos! Și au zis, deci Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința și viața fișii. De asta e la mintea cocoșului. Dacă toți suntem creatura mâinilor lui Dumnezeu, toți avem nevoie de mântuire și de mântuitor și toți suntem doriți în cerul binecuvântat. Dumnezeu vrea și ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Dar în stadiul credinței, treapta pe care se găseau ei atunci, în mintea lor nu putea să încapă așa ceva. Ăsta este Duhul Domnului. Ăsta este Duhul Sfânt, cred că m-ați înțeles. Să ne deschidem toți inimile. El este mereu și mereu. Se mișcă pe deasupra apelor Evangheliei și acolo unde omul își deschide inima, el intră și face tot cuvântul Evangheliei vestit și auzit să devină realitate, să devină viață din viața lui Dumnezeu în viața noastră și pe pământ și în veșnicie. M-am bucurat să-l văd și pe fratele Ionuț. Nu l-am mai văzut de multă vreme și nu l-am recunoscut. Ia uite-l! Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui și acum și în vecii vecilor. Amin.